Pe drumul național 5 București-Giurgiu, astăzi în jurul orei 9, un echipaj al poliției rutiere constata petrecerea unui grav accident de circulație. Un autoturism de teren, condus de un tânăr de 33 de ani, a părăsit carosabilul, a lovit un cap de pod și s-a răsturnat. Pierderea controlului asupra mașinii a făcut ca o importantă bucată din capul de pod să fie dislocată și deplasată câțiva metri, fapt ceea ce conduce la ipoteza că autovehiculul avea viteză foarte mare înaintea petrecerii necazului. Pe scaunul din dreapta șoferului se afla un cetățean de 67 de ani, care a fost destul de grav rănit în urma accidentului, ce a avut evident ca urmare și distrugerea mașinii înmatriculate în Republica Moldova. Cei doi care se deplasau parese spre Turcia au ajuns din păcate la spitalul bucureștean Bagdasar Arsenie, unde pasagerul mai în vârstă, grav rănit, a fost supus unor intervenții chirurgicale. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală atât a conducătorului auto, cât și a pasagerului din dreapta, un bărbat de 67 de ani, cetățean străin. Aceștia au fost preluați și transportați la Spitalul Bagdasar Arsenie din municipiul București pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul autoturismului a fost testat de polițiștii rutieri cu aparatul etilotest și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Pierderea controlului mașinii și lovirea capului de pod nu exclud adormirea la volan a șoferului, însă polițiștii de la rutieră urmează să stabilească cu exactitate cauzele care au condus la nedoritul și gravul accident. În cauză a fost întocmit un dosar penal de către polițiștii la serviciul rutier, în care sunt continuate cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.